Bună ziua! Astăzi m-am gândit să vorbim puțin despre diferența dintre ce îmi place sau ce mi-aduce plăcere și ceea ce îmi folosește cu adevărat. Pentru că poate să-mi placă un lucru, spre exemplu, să fiu validat de ceilalți, să primesc aprecierile celorlalți, dar acest lucru să nu-mi fie de folos absolut deloc. În momentul în care vorbim despre a-ți plăcea ceva, vorbim despre a avea o preferință, despre a avea o înclinație către o anumită activitate, către o anumită persoană. De exemplu, poate să-mi placă o persoană toxică, dar această persoană nu doar să nu îmi fie de folos, dar chiar să-mi saboteze viața. A îți plăcea ceva înseamnă de foarte multe ori a fi foarte atașat de un anumit lucru și a identifica acel lucru ca fiind o prelungire a orgoliului tău. Ne place, de exemplu, să avem o imagine bună în fața celorlalți, ne place să fim respectați de ceilalți, dar de foarte multe ori aceste lucruri nu ne sunt de folos. Ne place să ne imaginăm că la un moment dat toate problemele noastre se vor sfârși și vom avea o viață perfectă și că ne place și să credem că noi suntem victimele și ceilalți nu sunt de vină, dar aceste lucruri sunt doar niște clișee mentale care în fapt nu ne sunt cu nimic de folos. Pentru că ceea ce mi este mie de folos este o abordare sinceră față de mine însumi și care are legătură și include atât lucrurile care nu-mi plac. În momentul în care eu pot să mă văd pe mine ca o persoană la care, da, îmi plac anumite aspecte, dar să văd și aspectele care nu îmi plac la mine, atunci pot într-adevăr să fiu sigur că am o viață autentică, că am o viață care mie mi-aduce împlinire și bucurie, pentru că a încerca să ai o viață în care se întâmplă și ai doar lucruri care îți plac, este departe de ceea ce eu, ca și ființă umană, am de experimentat în această existență. Într-adevăr, a păstra în viața mea lucruri care nu-mi plac și a face doar lucruri care nu-mi plac se reprezintă un abuz emoțional și deci nici acesta nu este drumul. Dar a încerca să am și să chiar să am în viața mea oameni care doar mă validează și care doar îmi spun cuvinte frumoase și oameni cu care nu am niciun conflict și cumva să încerc să-mi construiesc o variantă a unei realități în mintea mea care corespunde lucrurilor care mie îmi plac, poate să fie o abordare extrem de nesănătoasă, pentru că eu în acel moment nu mai sunt în contact cu traumele mele, cu durerile mele, cu problemele din trecut și sunt în contact doar cu o variantă ideală și idealizată a ceea ce eu mi-aș dori să fiu. Lucrurile care nu-mi plac de foarte multe ori sunt niște indicatori excepționali ai aspectelor unde eu trebuie să mai lucrez. Și ceva care nu-mi place la mine poate să fie mult mai util și poate să fie mult mai de folos decât ceva ce îmi place la mine. Pentru că acel ceva care nu îmi place, mie mi-arată unde am de lucrat, cu ce am de lucrat, ce anume am de reparat și odată ce eu intru în acel proces, eu practic îmi dau șansa la o viață mai bună. Eu îmi dau șansa să mă vindec, îmi dau șansa să fiu în acord cu mine însumi, îmi dau șansa să mă bucur de mine, dar de o variantă a mea autentică, de ceea ce eu sunt cu adevărat și nu de ceea ce eu îmi imaginez. Că la 20 de ani ar trebui să fiu într-o anumită etapă, la 30 de ani într-o anumită etapă, la 40 de ani într-o anumită etapă, sau ar trebui să am anumite bunuri, sau ar trebui să am o anumită funcție. Toate aceste lucruri, poate că îmi plac, dar ele nu-mi sunt de folos. Pentru că tot ceea ce nu se întâmplă în viața mea, tot ceea ce nu are legătură cu exprimarea adevărată a ceea ce eu sunt, a nevoilor mele emoționale, a programelor mele mentale pe care eu le-am înregistrate, toate aceste lucruri sunt o himeră. Și este foarte important să văd și ce relații alimentez în viața mea și ce oameni păstrez în viața mea, astfel încât să nu cumva să ajung să țin oameni toxici sau să fac anumite activități care nu mi-aduc nicio bucurie doar pentru că ele îmi alimentează o versiune a mea despre mine, din mintea mea, în care eu mă văd mai bun decât sunt. A vedea că ai o problemă sau a vedea că ai o slăbiciune nu înseamnă că nu ești bun. Și nu, lucrul acesta nu înseamnă că tu valorezi mai puțin decât alți oameni. Înseamnă că pur și simplu tu ești suficient de sincer cu tine și că ai ajuns la un nivel la care tu poți să recunoști exact
ce anume mai este de lucrat și unde anume mai este de lucrat și tu din acel moment ești eliberat de această imagine a perfecțiunii din mintea ta, imagine căreia tot timpul tu trebuie să-i aduci argumente și tot timpul tu trebuie să hrănești această imagine. Ea este întreținută de aceste clișee mentale pe care le avem despre noi și care nu ne folosesc la nimic. Deci eu în viața mea trebuie să mă orientez și să văd ce anume mă ajută pe mine să cresc. Ce anume este în acord cu ce îmi doresc eu, cu ce îmi aduce bucurie, cu ce reprezintă sănătatea mea mentală și emoțională. Pentru că se prea poate eu să am o rană de abandon sau de respingere netratată și să simt nevoia validării chiar și din partea unor oameni toxici. Sau chiar și din partea unor oameni care mie la nivel vibrațional nu-mi furnizează nimic, dar la nivel verbal aceștia prezintă niște laude la adresa mea care pe mine mă hrănesc și îmi dau iluzia că mi-ar putea vindeca rana de abandon. De aceea această atitudine selectivă față de activitățile, față de oamenii, față de obiceiurile pe care le păstrăm în viața noastră este esențială. Pentru că eu atunci când sunt focusat și asupra ceea ce îmi place și asupra ceea ce nu-mi place, eu sunt într-un echilibru și eu văd ambele părți ale aceleiași monede și reușesc să iau decizii și pentru mine și pentru ceilalți care sunt în acord cu adevărul din viața mea și nu care sunt în acord cu ceea ce eu cred că mi-ar aduce fericire. Nu există ceva ce eu bănuiesc că m-ar putea face fericit, dar eu nu l-am încercat niciodată. Până nu trec printr-o anumită experiență, eu nu pot ști dacă ea îmi aduce bucurie sau nu. Poate că eu îmi imaginez că acum aș fi fericit dacă aș fi în vacanță. Dar poate că n-ar fi așa. Poate că aș fi în vacanță fizic, dar mental și emoțional aș fi ancorat tot în problemele mele. Și atunci este foarte important să rămân în contact cu adevărata mea versiune și să nu răspund cumva presiunii din mintea mea sau din mintea celorlalți pentru a corespunde unei versiuni perfecte sau a ceea ce eu ar trebui să fiu perfect, pentru că perfecțiunea nu există. Și să nu cumva să ratez lucrurile adevărate, autentice, trăirea, chiar trăirea aceea greu de digerat, chiar trăirea aceea ceva ce nu-mi convine la mine, dar care este adevărată și care mă aduce cu un pas către mine însumi, mai aproape de mine, în favoarea unor iluzii și în favoarea unor lucruri care îmi plac sau mi se par mie strălucitoare sau interesante. Ceea ce contează este esența. Și chiar dacă esența uneori este îmbrăcată în haine mai sărăcăcioase sau în haine mai frumoase, asta nu o face mai puțin importantă. Și în momentul în care eu caut doar esența, eu pot să mă bucur atunci și de aparențe, pentru că deja am esența. Dar dacă eu nu caut esența și rămân doar în aparență și rămân doar la ceea ce pare a fi plăcut, interesant, atunci ajung să fiu complet deconectat de la mine însumi și ajung să trăiesc în ceva ce nu există. Pentru că ceea ce există este ceea ce se întâmplă în viața mea, este ceea ce eu trăiesc la nivel emoțional și nu ceea ce eu îmi imaginez despre cum ar trebui eu să fiu sau ce anume ar trebui eu să simt.